Alexandra Moldoveanu vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit, începem știrile cu vești bune pentru cei care doresc să se vaccineze, mai ales în mediul rural, dar nu au făcut-o până acum. Din data de 7 mai se modifică modalitatea de prezentare la centrele de vaccinare, iar persoanele de peste 60 de ani se vor putea prezenta la orice oră, fără programare, pentru a fi imunizate. Și populația care nu se încadrează în această categorie de vârstă se poate prezenta fără programare, însă doar în intervalul 14-20, a anunțat președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea, Valeriu Gheorghiță. Prioritate vor avea persoanele deja programate prin platformă și vor avea vaccinul asigurat, însă suplimentar vor fi eliberate bonuri de ordine celor care se prezintă direct la centre, a completat oficialul. Dacă se prezintă un număr mai mare de persoane decât capacitatea de vaccinare a centrului, se pot face liste de așteptare pentru ziua următoare. Există însă și reversul medaliei. Este posibil ca această modalitate de vaccinare să crească numărul de doze irosite, pentru că se va merge pe o estimare medie a consumului. Ajutorul de minimis pentru legume este introdus în acest an pentru mai multe culturi cultivate în sere și solarii. Dacă și dumneavoastră cultivați ardei gras, castraveți, roșii, varză sau vinete, ați putea fi eligibil pentru ajutorul de stat. Însă, trebuie să aveți și o suprafață cultivată de minimum 1000 de metri pătrați. Un fermier din Olt așteaptă cu sufletul la gură ajutorul de stat din acest an, pe care își bazează o parte din producție. Vreau să îmi spuneți programele astea de minimis, cât de mult vă ajută? Enorm, enorm de mult. Dacă anii trecuți, vă dați seama, au fost 3000 de euro la tomate, anul acesta nu știu sigur cât va fi. Toți suntem nedumeriți, toți nu suntem împăcați, cum vor fi, cum se vor da, dacă vor fi bani suficienți și nu știu. Nu știu ce să zic. Eu zic că ar trebui să se dea din ce în ce mai mulți bani pentru producători de legume. Pentru că ne motivează să mergem mai departe. Așa cred că mulți dintre noi clacăm. Porumbul, cultura vedetă din 2021, are nevoie de ceva mai multă atenție din partea fermierilor. Agricavor vine cu soluții flexibile și eficiente care contribuie la dezvoltarea concretă a fermierilor. Pentru cultura de porumb, în primăvara anului 2021, Agricavăr a pregătit fermierilor o paletă completă de erbicide. Tehnologia recomandată de noi cuprinde un produs în preemergență, este vorba de produsul Spectrum, un produs al companiei BASF, produs pe bază de dimetenamid P, produs recomandat pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și a unor dicotiledonate, recomandat în diferite doze, de la 0,8 până la 1,4 litri pe hectar, în funcție de conținutul de humus în sol, unde avem o cantitate mai mică de humus, de circa 2 sau sub 2, mergem pe doza minimă de 0,8 litri pe hectar, unde avem un humus mai mare, de circa 2-3%, mergem pe doza maximă de 1,4 litri pe hectar. Un alt produs pentru combaterea buruienilor dicotiledonate în post-emergență de data aceasta este produsul Osorno, un produs pe bază de mezotrion recomandat în post-emergență. Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate, atât anuale cât și perene, Agricavăr recomandă produsul Fornet Extra, un produs pe bază de nicosulfuron, produs care are un spectru larg de combatere și care se poate aplica atât singur cât și împreună cu produsul Osorno. O altă soluție a Agricavăr împotriva buruienilor dicotiledonate este reprezentată de produsul Alghedi, un produs al companiei BASF, un produs care se recomandă a se aplica atât singur pentru combaterea dicotiledonatelor anuale și perene, cât și împreună cu produsul Fornet pentru a avea un spectru total atât împotriva monocotililor cât și împotriva dicotiledonatelor. Agricavăr are o echipă de peste 100 de persoane, echipă tehnică, echipă comercială, care vă stau la dispoziție pentru a vă vizita fermele și pentru a vă recomanda soluția cea mai potrivită nevoilor din ferma dumneavoastră.
Dacă în toamnă s-au numărat șomeri, iată că primăvara a adus angajări masive în agricultură. Confirmarea vine de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Buzău. Pe de altă parte, mari fermieri spun că și-au rechemat la muncă salariații pe care i-au trimis în șomaj la finalul anului trecut. Cu toate acestea, agricultorii din Buzău se confruntă cu o criză a specialiștilor, mai ales pentru tractoarele și combinele performante. 2800 de persoane și-au găsit un loc de muncă în primele trei luni ale anului în regiunea Buzăului, iar ponderea angajărilor este deținută de domeniul agricol. Vasile Alecu, unul dintre reprezentanții fermierilor, confirmă acest fapt. Seceta de anul trecut a determinat ca foarte mulți fermieri să disponibilizeze o parte din forța de muncă pe perioada de iarnă. Primăvara aceasta fiind prielnică pentru efectuarea lucrărilor agricole, atât cele de semănat cât și de întreținerea culturilor semănate în toamnă, a determinat fermieri să recheme la lucru parte din salariații pe care au avut și au disponibilizat temporar pe perioada de iarnă. Cei care și-au găsit un loc de muncă în această perioadă au vârste de la 18 ani, însă ponderea este deținută de persoanele de peste 45 de ani, mulți angajatori fiind de acord să ofere posturi inclusiv pensionarilor, pentru că sunt persoane care au experiență în domeniu. Îmbucurător este faptul că Agenția de Ocupare a Forței de Muncă s-a implicat în această operațiune. Lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie și iată și maiul are toată perspectiva aceasta. Au fost luni în care, în medie, au fost angajări care s-au situat aproape de cifra de 900 de persoane, ca medie, repet, de angajări într-o lună. Aceste angajări s-au făcut în special în agricultură, deci agricultura s-a început să-și tureze motoarele. Fermierii au căutat oamenii atât pentru muncile necalificate din sere, solarii, ferme, cât și specialiști pentru mașinile necesare muncilor agricole de primăvară. De fiecare dată când vorbim despre cercetarea românească, concluziile sunt mai degrabă triste. Nu pentru că n-am avea oameni capabili cu pregătire, ci pentru că investițiile în acest domeniu sunt infime în comparație cu alte țări. Cercetarea în sectorul agricol românesc a fost subiectul principal și în cea mai recentă ediție a emisiunii Agricultura, o șansă pentru România, unde realizatorul Cătălin Lenț a stat de vorbă cu președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, Valeriu Tabără. Potrivit acestuia, România a pierdut miliarde în ultimii 20 de ani din cauza lipsei de interes pentru dezvoltarea cercetării. În aceste condiții, industria agricolă nu are nicio șansă să se dezvolte din punct de vedere economic, atât timp cât nu investește în cercetare. Practic, deși avem o țară cu potențial agricol imens, România a ajuns dependentă de importuri. Informații de mare interes legate de felul în care vede rezolvările profesorul Tabără le găsiți într-un articol bine documentat publicat pe site-ul nostru agro-tv.ro. De precizat că tot aici sunt și alte știri importante legate de starea actuală în care se află industria agricolă. Pe de altă parte, există mici centre de cercetare care mai au asigurate ceva resurse financiare, iar rezultatele se văd. Argeșul este renumit pentru potențialul său vinibiticol, iar Institutul de Profil din Ștefănești este unul cu tradiție în domeniu. Pentru a se menține în top a fost nevoie ca, de-a lungul timpului, să reziste multor dificultăți, însă toate eforturile au meritat atâta vreme cât de numele său se leagă 10 de soiuri noi și clone originale. Colega mea Elena Picu cunoaște foarte bine subiectul și îl dezvoltă imediat. Bine te-am găsit, Elena, te rog! Bine te-am găsit, Andra! Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură de la Ștefănești a traversat de-a lungul timpului mai multe perioade de urcușuri și coborâșuri, însă în anii lucrurile s-au schimbat radical în bine. De aici s-au desprins și alte unități de profil. Vorbim aici despre Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare în Pomicultură de la Mărăcineni, dar și de stațiunea de cercetări de la Albota pe Cultură Mare, iar vinivticultura a rămas la Ștefănești. Materialul care urmează ilustrează foarte bine prezentul și perspectiva de la Institutul de la Ștefănești. Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura de la Ștefănești pășește încet, dar sigur, spre locul pe care îl merită în ierarhia instituțiilor de profil.
Este motivul pentru care finanțarea unității se face în baza aceleiași legi de care beneficiază întregul sistem de cercetare din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Sisești, iar Ministerul Agriculturii acordă și el sprijin pentru activitatea institutului. Reușim ca în buget să avem o parte de finanțare, mai ales în ce privește problema salarizării, care să-ți asigure o constanță a forței de muncă. Noi spunem că este un moment, nu zero, este peste zero deja, avem colaborări bune, deci nu mai în această finanțare directă, avem și programul ADER al Ministerului Agriculturii, care sper că a dovedit și oficialii din minister sper să fie mulțumiți de rezultatele pe care le obținem, pentru că este într-adevăr un program ADER aplicat. În aceste condiții, conducerea institutului și-a propus ținte concrete care vor prinde contur în perioada următoare. Să redimensionăm activitatea noastră în ceea ce vedeți aici, partea de sere solarii și cerințele legale privind menținerea acestor plante din materialul săditor în categorie biologice superioare. Să întreținem acele plantații pe care lumea nu le înțelege, însă e vorba de fondul de germoplasmă la vița de vie. Deci noi deținem și o colecție cu soiuri obținute în România, dar și plante de viță de vie sălbatică sau alte genotipuri de interes în ameliorare. Sunt plantații care nu aduc venituri și le întreținem foarte greu, însă se fac eforturi deosebite pentru a menține partea de germoplasmă, partea de material săditor și, vă spuneam în paralel, cu extinderea unor plantații care sunt plantații peste 40 de ani, unele dintre ele. În plus, pe lângă rezultatele obținute în domeniul viticulturii, din serele institutului au plecat către legumicultori soiuri noi de tomate, având în vedere că zona Argeșului este renumită pentru potențialul său și în acest domeniu. Să rămânem tot la bani, dar de această dată din Olanda, industria alimentară globală se orientează tot mai mult înspre practici sustenabile și regenerative. Un accelerator de startup-uri olandez a folosit 22 de milioane de euro din fondul dedicat investițiilor în agricultură. Acest lucru evidențiază și mai mult trendul investițiilor în zona de agricultură sustenabilă și industria alimentară. Aplicațiile companiei olandeze pentru incubatorul său de agri-food au fost închise pe 30 aprilie, dar urmează și alte proiecte în această zonă care vor primi finanțare. Noul fond de peste 22 de milioane de euro va permite companiei să investească în zonele agritech și foodtech. Programul Rockstart AgriFood 2021 se va concentra pe producția de alimente în sistem regenerativ, procese circulare și distribuție, dar și consum responsabil de alimente. De asemenea, AgriFood este aliniat cu inițiativa Uniunii Europene privind neutralitatea climatică până în 2050, dar și cu cele 17 țeluri globale ale Națiunilor Unite. Până nu de mult, țara noastră era principalul stat membru beneficiar al fondurilor europene colectate la nivelul Uniunii Europene, iar în perioada următoare de finanțare, 2021-2027, va beneficia de o alocare financiară crescută cu 8% față de perioada care tocmai a trecut. Chiar și așa, problema noastră continuă să fie una a cheltuirii fondurilor europene, nu a utilizărilor sub formă de investiții. Ionel Văduva, unul dintre specialiștii noștri care scriu pentru site-ul AgroTV, este acum cu noi. Bine ai venit, Ionel, în jurnal. Spune-ne, te rog, care este diferența dintre a investi inteligent și a absorbi bani cu orice preț? O situație destul de des întâlnită în România. Da, Andra, bun găsit și ție, bun găsit și telespectatorilor AgroTV. Într-adevăr, așa cum ai spus și tu, în ceea ce privește fondurile europene, țara noastră s-a remarcat, din păcate, doar prin absorpția cu orice preț, adică cheltuirii tuturor banilor destinați țării noastre. Și când spun cheltuire, o să vezi ceea ce înseamnă diferența față de a cheltui, față de a investi. De altfel, această abordare a fost, spun eu, comună tuturor statelor membre net beneficiare, printre care ne-am aflat și noi, adică acelor care primesc mai multe resurse financiare decât cele cu care contribuie. Țările net contributoare, care sunt cele mai dezvoltate din UE, și-au exprimat în repetate rânduri îngrijorarea față de modul în care sunt cheltuite aceste fonduri. O întrebare aflată pe buzele multor specialiști era: sunt ele destinate, și prin ele ne referim la fondurile europene, destinate cu adevărat unor investiții care să contribuie la recuperarea decalajelor statelor cu economii emergente față de statele dezvoltate?
Nu știu dacă s-a răspuns până acum la această întrebare. Cert e că în condițiile în care Marea Britanie, unul dintre cei mai mari contributori, a hotărât să părăsească blocul comunitar european, asta înseamnă că răspunsul la întrebare nu a fost unul satisfăcător, din păcate, inclusiv pentru noi. Unul dintre motive, principalele motive ale Brexit-ului a fost chiar acesta, contribuția prea mare a regatului britanic la fondurile europene. Ca urmare acestui serios semnal de alarmă, instituțiile europene au hotărât să mențină principiul alocării fondurilor conform mecanismului de solidaritate care urmărește recuperarea decalajelor dintre țări, dar pe baza unor indicatori de performanță care să ofere o asigurare că resursele vor fi investite și nu doar cheltuite, mai ales că obiectivele și țintele de politici europene vor fi atinse, se speră. Pandemia, seceta și alte probleme prin care s-a marcat anul 2020 au stimulat companiile digitale din sector să identifice soluții mai puțin costisitoare și eficiente, inclusiv pentru sectorul agricol. Agricultura de precizie presupune introducerea unor tehnologii și a unor utilaje performante pentru eficientizarea procesului agricol și asigurarea controlului producției. O soluție inedită pentru piața locală, realizarea tratamentelor la culturile agricole și legumicole cu ajutorul dronelor. Etufarm Aeroservice a venit cu o soluție inedită pentru piața locală, realizarea tratamentelor la culturile agricole și legumicole cu ajutorul dronelor. Dronele echipate cu o cameră multispectrală, hiperspectrală, vor putea fi utilizate pentru monitorizarea și analiza plantelor, pentru crearea unei baze de date a terenurilor cu istoricul utilizării acestora privind starea, rotația culturilor, aplicarea îngrășămintelor, produselor fitosanitare, dar și a calității solului. Fermiere mici, fermiere medie, fermiere mare, pot să folosim de la fermiere de la 50 de hectare până la 50.000 de hectare drone. Un avantaj major față de metodele tradiționale ar fi faptul că pulverizarea efectuată de o dronă asupra culturilor să fie realizată eficient datorită tehnologiei de pulverizare cu volum ultraredus. Avem picătura la micron, la 50, adică la 300 față de sprayer. Nu mai facem urmi tehnologici, nu mai străcăm cultura, nu mai scuturăm când mergem. Ele, prin turbionarea lor, dă frunza și pe parte și pe alta. Начнем с младшей модели. 16-литровое устройство электрическое, способно автономно работать 12-15 минут. Это позволяет ему выполнить 10-12 гектар в час. Максимальная производительность устройства – это 14 гектар в час. Время работы, опять же, те же 15 минут. Tratamentul localizat asigură aplicarea uniformă și exactă a produselor chimice la locul potrivit, inclusiv după ploaie, atunci când tehnica agricolă nu are acces în câmp. Toți fermierii se întâlnesc cu probleme foarte mari din cauza precipitațiilor. Să nu poți intra la un anumit moment să faci tratament pe plantă. Și atunci aceste drone vin în întâmpinarea acestor probleme. Eficiența economică este importantă. Costul serviciului de pulverizare a unui hectar cu ajutorul dronelor nu este mai costisitor decât realizarea tratamentelor obișnuite. Fermierii români din sectorul zootehnic au posibilitatea să acceseze în perioada 2021-2022 fonduri europene de până la 1,5 milioane de euro. Sumele sunt mai consistente decât cele care fusese restabilite inițial, lucru îmbucurător pentru agricultorii care vor să beneficieze de bani europeni. În emisiunea Agricultura la Raport, consultantul Marian Vișu Iliescu a explicat care sunt plafoanele pentru submăsura 4.1. Să le dăm așa și câte o veste bună, ca să știe cei care se pregătesc, mai ales și pe achiziții de utilaje. Pentru cei care au exploatații între 8.000 de ESO-uri și 250.000 de ESO-uri, pot accesa până la maxim 350.000 de euro partea nerambursabilă. Adică dacă este un IF, un II, un SRL, 70% reprezintă 350.000 de euro. Deci valoarea proiectului se poate duce la 500.000 de euro maxim. Dacă exploatația pe vegetal
e între 250.000 de ESO-uri și 500.000 de ESO-uri, atunci poate accesa 400.000 de euro partea nerambursabilă. Și atenție, în cazul în care sunt forme asociative, cooperative, grupuri de producători, acolo se poate accesa până la 90%, valoarea rămânând aceeași. Ca și... Iar pe partea de zootehnie, ca să dăm și pe partea cealaltă, pentru exploatațiile între 8.000 de ESO-uri și 250.000 de ESO-uri, este vorba de 1 milion de euro partea nerambursabilă, iar pentru exploatațiile între 250.000 de ESO-uri și 500.000 de ESO-uri, este vorba de 1 milion și jumătate de euro partea nerambursabilă. Un fermier din Teleorman a investit în animale de top, iar premiile câștigate la diferite concursuri i-au umplut vitrina cu medalii și cupe în numai câțiva ani. Crescătorul de animale a adunat în ograda lui o vină din rase omologate, cai și câini de expoziție. În toată această afacere a dorit să dea plus valoare muncii sale, iar animalele pe care le crește sunt certificate genetic cu arbore genealogic dovedit. În primul rând, activitatea mea de oierit a început mult înainte de Revoluție și după Revoluție, prin târgurile expoziționale internaționale, Indagra, am participat la aceste târguri cu animale care au fost crescute în fermă la noi, rasa noastră de aici, printre care aș putea să vă arăt una dintre ele, acordată de Ministerul Agriculturii pentru animale deosebit de frumoase, care a plăcut inclusiv autorităților. Mai avem cupe care copiii mei, am doi băieți, au și animale de călărie, nu așa de multe, 1-2, prin concursurile care s-au participat între comuni, la nivelul comunelor aici, am obținut cupe, medalii. Deci am făcut totul din pasiune și de drag de a face și de a avea grijă de animale, să ai un animal, cum se zice, de top. Performant. Dar pe lângă cai, oi, am înțeles că și câinii au fost premiați. Da, unul dintre băieții mei este pasionat de câinii de curse. La ora actuală a participat la concursuri care, poate nu se știe, dar a reprezentat România în cursele de ogari. Este înscris la Asociația Chinologică, avem un campion european unde s-a ținut în Ungaria cu mai multe state și am obținut diferite medalii. Urmează câteva minute dedicate promovării unor jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul cu alte subiecte de interes pentru dumneavoastră, toți cei care ați ales să trăiți din munca pământului.